revenirea fostului prim-ministru Radu Vasile în PNCCD i-a garantat și candidatura la fotoliul de președinte al partidului. Acesta a participat pe 21 mai la lucrările Comitetului Național de Conducere al PNCCD, unde s-a hotărât convocarea Congresului Extraordinar în data de 9 iulie, la care Radu Vasile ar avea sprijinul lui Aurelian Pavelescu și a lui Marian Petre Miluț pentru candidatura la șefia partidului. Reprezentanții aripii Radu Sârbu văd lucrurile cu totul altfel. Radu Vasile, dacă se întoarce, se întoarce la partidul adevărat. Dar nu la frântura asta, la aripioara asta. Deci partidul adevărat e acolo unde a fost Radu Sârbu și acum este Victor Ciorbea. Domnul Pavelescu are un protocol semnat cu Victor Ciorbea în fața domnului Diaconescu să se țină de el, dacă e om serios. Deci deocamdată PNT-ul are un traseu foarte clar stabilit. Deci pe 18 iunie avem congres. Dacă vreți să veniți la congres, cu mare plăcere vă primim. Asta trebuie spus la toată lumea. Pentru că mi s-a luat de la acest securiști care nu fac altceva decât scindări în partid. Pentru mine există PNCCD. Acolo unde sunt seniorii partidului. Și oameni care legitimează acest partid. Deci Radu Vasile poate să vină cu mare plăcere. Îl primim la PNCCD. Gruparea Radu Sârbu și acum urmează congresul pentru Victor Ciorbea să-l alegem președinte.